Am revenit la Market Report și avem, sigur, vrem să discutăm despre câteva exemple sau avem un lucru, astfel de exemple legate de fonduri europene, de absorpția cu succes a fondurilor europene. Invitata emisiunii de astăzi este Ioana Morovan, jurnalist Hot News. Bună ziua, Ioana Morovan! Îți spun așa pentru că ne și cunoaștem de foarte mult timp, am lucrat împreună la Capital. Vrem să discutăm un pic despre proiectul numit Hot News și acest proiect legat de accesarea de fonduri europene. De unde a plecat această idee, nu a Hot News-ului, ci de a accesa fonduri europene? Așa cum spuneai, sunt de mulți ani în presa economică și ne-am ocupat foarte mult și la Capital și ulterior am scris despre fonduri europene destul de mult timp. Până în momentul respectiv și am exact să chiar și direcțiile o pe care practică, necesitățile, nu? Și direcțiile pe care le avea Hot News de dezvoltare în momentul respectiv erau foarte apropiate de prioritățile, să spunem, acelei componente de finanțare prin program operațional regional. Uh-huh. Și astfel s-au potrivit lucrurile în felul acesta. A apărut o idee foarte, foarte bună în momentul acela. În 2009 a fost. Bine, proiectul, acum, ca să intrăm direct în subiect, problemele în accesarea fondurilor pe care le au toți beneficiarii. De altfel, durata foarte mare de evaluare și durata mare de la obținerea răspunsului și până la contractare. Deci chiar din momentul în care am obținut răspuns, a durat foarte mult până la contractare. N-ați fost o excepție. Deci, în 2000, adică noi am elaborat. Da, nu, la toată lumea. Toți beneficiarii care au depus proiecte în perioada respectivă au avut aceleași probleme. Bun, și mai îți aduce aminte, ați elaborat proiectul cam în 2009? 2008 chiar. A, chiar în 2008? În 2008, în 2009 a început. Deci 2009, a început, da, efectiv. A început în martie 2009, între timp venise criza economică și s-au mai schimbat niște lucruri. Cum s-a numit proiectul, ca să înțelegem? Jurnalism inovator în regiunea de dezvoltare București-Ilfov. Practic era vorba despre niște upgrade-uri ale din punct de vedere tehnic și creare de locuri de muncă, deci o combinație între parte tehnică și parte de resurse umane și parte de vizibilitate, evident, pentru că aceasta venea implicit odată cu proiectul. Cam asta, despre asta e vorba, sunt și detalii, dar sunt destul de tehnice. S-a derulat pe un an proiect. A fost proiectul derulat. A fost, în principiu, și-a atins obiectivele. Da? Așa cum spuneam, au fost, în principal, aspecte tehnice de administrare a site-ului. Se dorea o îmbunătățire a platformei de administrare. Era nevoie de anumite detalii tehnice mult mai avansate. Se simțea nevoia, venea de la cititori această nevoie de a avea mai multe facilități tehnice. Și a avut susținere financiară în felul acesta. Bun, deci ca exemplu, s-a încheiat cam în anul 2010. În 2010 s-a încheiat, exact pe un an. Ca exemplu, necesitatea de din același admin, din aceeași platformă de administrare, să fie gestionate mai multe site-uri. Deci din site să se desprindă mai multe site-uri de nișă, să fie toate administrate din același. Deci, acesta fiind aspectul tehnic, aspectul celălalt de resurse umane, au fost create 7 locuri de muncă, ceea ce a ajutat foarte care mult. Care a fost valoarea proiectului? O mai valoarea totală, aproximativ 900.000 de lei și finanțarea nerambursabilă în jur de 60%, în jur de 500.000. Întrebăm ca de obicei dacă au fost probleme în derularea proiectului, nu știu, întârzieri sau nu de sume de bani. Uneori s-a întâmplat să fie, alteori să înțeleg că au mers pe mai regio bine. Pe regio nu au fost probleme atât de mari ca pe alte programe pe care le știm, care auziți probabil de la beneficiari. Pe regio nu au fost întârzieri la plăți, în schimb a fost o problemă cu faptul că nu am avut prefinanțare. Noi, deci asta a creat foarte mari dificultăți. Adică partea Hot News de cofinanțare. Deci nu prefinanțare. Nu exista în momentul acela această facilitate pentru beneficiari. Imediat după ce am terminat noi proiectul, a fost introdusă prefinanțarea. Următoarea tranșă de beneficiari din regio a avut parte și de. Și asta a însemnat că trebuie să finanțăm. A trebuit să cheltuim absolut, deci n-am avut partea de început asigurată și cheltuielile au fost
fost făcute numai și numai din resurse proprii. Așa cum spuneam, era o perioadă și foarte dificilă. Exact atunci s-a întâmplat, când dificultăți pe toate planurile, mai ales pe publicitate și pe piața media, după cum ați apelat la un împrumut bancar sau nu a fost cazul? Nu, au făcut eforturi și din resurse proprii. Au fost făcute achizițiile. Au mai fost puțin, să zicem, modifica puțin calendarul, dar nu în sensul întârzierii, ci anumite achiziții au fost făcute mai devreme, cele mai complicate au fost mutate puțin mai târziu, dar asta în interiorul perioadei, ca să reușim să acoperim fluxul acesta de cheltuieli. Și până la urmă am reușit. Bun, în acest moment vă propuneți să abordați și alte proiecte în viitorul apropiat și aici, desigur, mă gândesc la exercițiul financiar 2014-2020? În principiu, da, există această intenție. Uh-huh. Să vedem dacă vor fi linii de finanțare care chiar se potrivească cu specificul activității noastre. Adică nu... Efectiv, vrem să vedem concret, deocamdată, după cum se știe, nu există detalii concrete despre cum vor arăta programele de finanțare. Se știu niște lucruri destul de așa generale. Se știe că vor fi fonduri pentru companii mici și mijlocii, dar nu se știe dacă vor fi exact pe domeniul de care avem nevoie. Cât crezi că veți avea și vom avea aceste detalii anul viitor? Păi chiar de curând a declarat pentru Euractiv și Hot News un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene. În decembrie se vor publica drafturile programelor operaționale, primele variante pentru consultare publică, după care se vor discuta, acestea vor intra în negocieri cu Comisia Europeană, ca și documentul cadru, documentul național care este deja în discuții, dar și acestea punctuale pe programe vor intra în discuții cu Comisia Europeană. Estimările din piață, să spunem, arată că pe la jumătatea anului viitor ar putea fi lansate primele linii de finanțare, dar iarăși diferă de la program la program. Programul operațional regional, am înțeles că este ceva mai avansat, chiar acesta prin care am avut și noi proiect, și probabil că va fi primul lansat, cum a fost și în perioada acea anterioară de finanțare. Așteptăm și noi să vedem, măcar la stadiul de... Dacă puteți să intrați măcar la stadiul de variante de lucru, să vedem... Ideea e că trebuie pregătite din timp proiectele. Chiar dacă sunt mici, chiar dacă sunt mari, sunt cam aceleași principii. Ele trebuie... Aici e interesant. Din timp ce înseamnă? E vorba de 3 luni sau de 4 luni? Sau cam cât crezi că va dura acum și pregătirea unui proiect, dar și perioada de evaluare a unui proiect. Vom avea o evaluare ceva mai scurtă ca și durată? Sperăm că da, nu? Sperăm, da. Acum mecanismul s-a mai modificat. Ei au învățat foarte mult din ce s-a întâmplat până acum. Important este să înveți, practic să învețe din greșeli, să se facă aceste modificări de sistem de care se tot vorbește, că de fluxul de încărcarea pe funcționar public cu proiecte, sunt foarte mulți factori. Ministerul, acum este acest Minister al Fondurilor care va centraliza, deci marea schimbare este că Ministerul Fondurilor centralizează managementul pentru programele operaționale care se adresează beneficiarilor, să spunem aceștia, beneficiari privați, beneficiari mai mici, dincolo de cele de infrastructură, și în condițiile astea există posibilitatea să meargă mai, să fie fluxul ceva mai lin. Deci priviți cu oarecare optimism schimbările, trebuie să le vedem și aplicate în practică, nu? Să vedem și ce se întâmplă. Da, măsurile, au fost luate și câteva măsuri foarte bune în ultima vreme, în sprijinul beneficiarilor privați, ceea ce este foarte bine. Mă întrebai care ar trebui să fie perioada de pregătire. Din momentul în care se publică variantele de lucru ale programelor, fiecare poate să-și dea seama dacă există o componentă unde ar putea să intervină, să se încadreze. Exact. Uh-huh. Și din momentul acela trebuie discutat cu consultanți eventual, care pot să înceapă, să spunem, să vadă detaliile. Ați lucrat cu consultanți sau ați fost proprii voștri consultanți? Am avut și eu un sprijin de la o firmă de consultanță. Nu eram chiar atât de bine puși la punct cu detaliile. Acum ai putea să scrii un proiect de nivelul acesta, poate, singură? Nu știu, sincer, cred că e foarte bine să ai un consultant. E vorba de detalii tehnice, mai ales cele financiare, care sunt foarte complicate. Ca management de proiect, cred că am câștigat experiență, dar ca întocmire la nivel de detaliu e ceva mai complicat. De acord, pentru că nu mai avem foarte mult timp, te-aș ruga doar să dai un sfat, așa, cel mai important sfat pe care îl vezi tu, pentru cineva care ar dori să acceseze
anul viitor sau peste 2 ani de zile un astfel de proiect și să existe resurse financiare păstrate, să aibă acest capital de din care să poată asigura cheltuielile și să anticipeze tot din această sumă pe care să-și o pună deoparte, să anticipeze eventuale întârzieri la plăți, pentru că aici au avut probleme foarte mari. Cei mai mulți n-au avut păstrat, n-au avut nimic pus deoparte. Să fie niște bani au întârziat plățile și da. Și eventual să ia în calcul și eventual întârzieri, pentru că ele pot apărea. Pot apărea. Sperăm că nu, dar... Mulțumesc, Ioana Morovan, pentru exemplul pe care l-ai dat, jurnalist Hot News. Am vorbit despre un proiect realizat pe fonduri europene și care a fost dus la bun sfârșit de către colegii de la Hot News. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că urmăriți Money Channel și vă spun ca de obicei, rămâneți pe Money Channel. Vă doresc în continuare o seară bună. Thank you.